2003 a fost introdus substantivul de origine engleză influencer. Este considerat substantiv masculin cu forma de plural influenceri. Se păstrează grafia din limba de origine, dar segmentul final se pronunță sir. Pentru feminin, norma nu indică nicio formă specifică. În uzul actual se întâlnesc diferite variante. Influenceră, influențăre, influențăriță, tânără influencer. Când constatăm că um, nu ne place o carte sau un film, nu le citim sau nu le vedem. Faptul că există regizori care vor să pună în evidență o anumită realitate a lumii de astăzi, inclusiv din punct de vedere lingvistic, e un fapt pe care ei și-l asumă. Noi auzim toate aceste expresii argotice, unele cu totul și cu totul la limita suportabilității, dar ele pot atrage. Sunt oameni care se regăsesc în acel limbaj, scris, titrat sau, sau citit. Ca atare, suntem într-o epocă în care lumea poate să își facă vizibilă Uh, producția, iar publicul trebuie să disceamnă. Bă, dar rău de tot. Da. E oribil tot, e da, știu, nașpa. Mă, ultimele și da, 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 foarte, foarte, foarte dar. Un public, să spunem, educat uh, deschide televizorul, stă 10 minute și are două variante. Se uită la filmul respectiv din curiozitate să vadă până unde sunt toate aceste uh, libertăți de exprimare și, sigur, trage concluziile de rigoare sau pur și simplu îl închide. Vreau să cred că școala, în, toată, în toate etapele ei educaționale, are un rol sau ar trebui să aibă un rol important. Sigur, copiii vin din mediul familial, intră în școală și atunci când profesorul sau învățătorul îi aude vorbind așa, vreau să cred că li se atrage atenția. Dacă se întâmplă lucrurile astea de mici, pe măsură ce cresc, învață să aibă opțiuni, învață să aleagă. Bă, da, a... banii ăștia, tu ești dacă te plângi. Exact! Contează foarte mult și mediul în care ei uh, își desfășoară activitatea sau în care uh, progresează și să-și dea seama că modalitatea de exprimare de mici și până când ajung adolescenți și oameni maturi, este cartea de vizită a fiecăruia dintre ei și uh, cultura lingvistică, practic, definește un tânăr în formare și ulterior un, uh, un profesionist, conferindu-i calitatea de om educat, de om instruit, într-un mediu educat sau într-un mediu instruit doamna Doina Enescu, uh, vorbește despre un promo chiar la televiziunea română, ca la noi la Nimeni. Și atrage atenția că în D.O.M. este recomandat uh, nimeni. Sunt de acord, uh, însă, mai ales atunci când e vorba de titluri, de emisiuni, producătorii uh, își aleg propria versiune și uh, formă care să atragă mai mult atenția publicului ca în cazul de față. Ca la noi, la nimeni, fără îndoială că este o reclamă sau un titlu de emisiune gândit. Nu este a celor care au propus acest titlu. Acum, sigur, vorbesc în numele lor, nu știu, dar n-am nicio îndoială că o asemenea formulă cu această variantă. Nimeni are extrem de multe variante în limba română și, în funcție de intenția vorbitorului, putem folosi ca licență una dintre variante. Pentru acel public care o înțelege sau care vrea să o înțeleagă. Cuvântul nimeni are 15-16 uh, variante populare, un cuvânt vechi moștenit din latină. Așa că aș zice, uh, totuși, să lăsăm libertatea oamenilor care se joacă cu cuvintele uh, să o facă, fie atins uh, pentru toată lumea.